Fugi, prostule, că-l pierde, mă. Ce bobo. Bă, dar nu aici, ești prostul. Hai, mă. Zotii. Ia, Ce? Vrei să-ți spună? Ne întâlnim acum spre Oradea, Ricu filmează. Din Oradea trebuie să plecăm spre Cluj. O să stăm 5 minute în Oradea și eu chiar credeam că o să stăm o oră în Oradea. Măcar stăteam și noi în Oradea, dracu, acum... Exact. Ce exact? El a vrut doar să filmeze, să zic exact. Hai. Bă, să o dai cu... Una, două. Ce greu este, da? Așa se mănâncă. Așa acum în Oradea, trebuie să schimbăm trenurile aici. Cred că plouă, dacă o să mute camera o să se ducă pe naiba. E și război pe acolo pe undeva? Da, și plecăm. Na, care-i trenul? Care către Cluj? Întreabă pe cineva. Cum? Aveți cum am foc? Nu. Ce rapid, ce greu. Ce fain se vede. Uitați aici cum arată un cuplu fericit. Și el e forever alone acolo. Bă, uite acolo scrie all star. Unde? Și acum? Acum, gata, asta e. Asta e, hai la voi. No, suntem în Cluj. Și nu știm unde dormim. Nu știm unde suntem, de fapt știm unde suntem. Eu nu știu unde suntem. În Cluj, prostule, cum ai înainte zis? Să mor de știu ce pe face. Pe străzi, că suntem obișnuiți. Pe străzi, pe o bancă ne punem, gata. Merem în centru, cercim un pic. Păi că nu se vede. Uite, vrei să te și vezi? No, ce tare, e absolut splendid. Deci, în seara asta am decis pe loc. Dar eu... nu te uita aici, tu trebuie să te uiți aici. Eu mă uit acolo. Da. Stai să văd și dacă mă văd acolo. Așa. Dar mă uit eu să te vezi bine, stai liniștit, tu vorbește doar. Și am decis împreună cu Pricu. Dar tu ce ai la ochi? Ce-i scoateți oameni? Vezi că nu-i ușa aici. Da, și? Păi, dar deja e revoltat, bă. Am găsit unde să dormim, uitați în ce loc frumos. Avem cel mai tare loc unde să dormim, avem bucătărie. Ne-am cumpărat casă, ca să înțelegeți. Avem bucătărie, avem melodii făcute de noi, nu altceva, nu tot. Ne-ați oameni buni, acum ne-am trezit și o să mergem să îi trezim și pe ăștia, pe Pricu și pe Război. Haideți, flăcăi. O să plecăm imediat la mall să luăm niște chestii. E de acolo direct la sală. Du-te, du-te, pleacă de aici. Gunoiule. Hai că plecăm. Apricule, tu unde ai lăsat ăla? Ce? În geantă, am mine. Ești prost? De ce? Că încărcătorul e al lui. Serios? Da! Da, m-am crezut că e a tău! Ce prost ești! Bine, că iau că și fura omul! Dacă vreți să vă luați un CD șmecher cu muzică șmecheră, să vă lați un link în descriere de la canal și de la astea, ca să mergeți să-i dea subscribe, să facă 30 de lei. Ascultați aici, ai 50 de lei, dar e reducere 25 de lei de Crăciun, deci grăbiți-vă! No, fraților, am găsit și noi un loc unde să ne antrenăm, avem un minunat parculeț aici cu niște garaje, chestii de genul ăsta. Și noi trebuie să ne antrenăm până pe la ora 3, că după aia trebuie să mergem la sala aia. Am văzut. Mamă, ce dramatic pare cu frunza asta să mor eu. Bine. Păi deja mi-a picurat pe cameră, mă. Bă, chiar începe să plouă. Oh,
Fire! Ai de viața mea. Băi, deci nu vă dați seama cât de aproape am fost să dau cu față de ăsta. Bă, mă rog, de ăla din spate, nu contează. Mă bucur că nu m-am lovit. Aveți grijă de voi, nu încercați chestii de astea. Iară, bă, iară dădeam fail în alt oraș. Gata. Hai. Las cât ai scos. Yeah, frumos. Am plecat de acolo, schimbăm iară locul. Noroc. Nice! Eu am intrat puțin pe aici prin niște locuri. Am făcut încălzirea, practic. Făcut încălzirea, da, corect, am făcut încălzirea. E super cald aici, mă, deci mă așteptam să fie mult mai frig. Zăpadă, da, chestii. Da, chestii, mă, e zăpadă pe aici, dar e super cald, doi este vreodată. Cu acum. Suntem în autobuz și mergem acum la sală. Mă rog, nu mergem la sală, o să ne punem la un loc pe acolo. Am observat că 25-ul, la ei, un fel de autobuz principal, ceva de genul ăsta. M-a ajuns la celor în sală, e genial, deci e prea tare. Hai, vezi, dai? Viața, să mor ducă pe lângă de așa. Gata, nu mai. A terminat pe azi. Deci suntem complet mort. O să plecăm pe la urmă astăzi, nu mai dormim aici, deci trebuia să dormim. Iu, ce chestie tare e asta. Bă, ce doare, mă, după sală. Ai, ești prost că am urcat câte două. Ce? Ai, uite așa. Oh, stai că pic, Vorbesc, ești prost. Ia, fii atent, te uiți? Hai, dă. Avem cel mai șmecher tren, nu cred că am avut niciodată un tren atât de șmecher cum e ăsta. Nică liniște aici, poți vorbești în șoaptă. Bine, zrău de tot. Suntem super obosiți. O să trebuiască să schimbăm un tren în Oradea. În 5 minute. Hai, probabil ați văzut mai devreme când ne chinuiam ca proștii să urcăm scările. Stai, după aia... am pus jos în tren. Ne-am chinuit ca proștii să urcăm scările, alea eram morți. Și după aia a venit un om. Avea o cârjă și reușea să urce mai rapid decât noi. Dai seama, mă ajunge de la bătrânețe. Da. Mă ajunge. Suntem total morți, așa că o să ne auzim mai încolo. Am ajuns până la urmă și în Timișoara. Sunt mort, frate, deci abia mai pot să stau pe picioare. Ajung imediat acasă, numai bine o să mă pun în pat să dorm până pe la 8, când trebuie să începem live-ul. Am dat și câteva fail-uri pe la gem, dar mă rog, pe total a fost mișto. Am mers eu într-un loc nou, să zicem așa, că n-am mai fost în Cluj până acum, ci chiar mi-a plăcut, sincer. Eu sper totuși că v-a plăcut și vouă acest vlog. Nu știu exact cât de mult am reușit să filmez, cred că am filmat puțin cam haotic. Sper că v-a plăcut acest vlog. Toate cele bune, fraților, ne auzim astăzi la ora 8 pe live. Eu vă las, la revedere, pa, pa!